Am ajuns și la spălătorie, băieți, nu mai dau niciun ban. Cu ce începi, băieți? Cu două postul meu, îmi dau eu demisie. Hai să spălătorie, viață, 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 curăță și tu cartofi. Și mama, cu ce o să mă aștept vreodată în viață? Să curăț cartofi. Da, uite că aparent. Am fost să luăm și o comandă. Pune unul pe afară, frică, nu mă știu. Astăzi eu și spații vom trăi cu 0 lei. Asta înseamnă că o să trească să muncim astăzi ca să facem bani și nu prin a face vloguri. Asta deja a început cu un sandwich. L-a luat Pain. Pe care i-l-a luat Pain, adevărat. Deci cum am spus mai devreme, astăzi vom munci pentru bani. Căutăm noi niște activități pe care să le facem, nu știu, spălăm mașini. Banii nu se fac foarte greu. Curățăm mese la restaurante. Gata, nu? Perfect. Poți să o pui pe grătar acum, pe partea dreaptă, unde e mai încet. Având în vedere că avem 0 lei, asta înseamnă că nu poți să folosești nici mașina, deci nu ieșim din Cosmopolis. Nu știu cum să începem. Bă, nu știu tu pe nimeni să tem iarba. Te dau și cu lopata aici, nebun la cap. Daniel plantează gard. Asta am făcut până acum, am cărat pământ cu el. Nu i-am cerut bani. Acum mă duc și îl ard un pic. Băieți, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați canalului pentru că ajută foarte mult dacă vreți să mai facem clipuri de astea. Bă, vii, mergem să dăm la lopată. Da, da, hai. Hai să mergem. Dar ar trebui să ne stabilim un target pentru clipul ăsta, gen ce să facem cu banii pe care o să-i avem. De supraviețuim, frate. La un moment dat o să ne vină foame, trebuie să ne luăm de mâncare, o să ne vină sete, trebuie să ne... Bă, n-avem voie să ne folosim de nimic, nici avem. Mâncarea ta din casă, apa ta din casă, nu? Pe mine mă doare rău, măsia, adevărat, hai să facem vreo 3-4 milioane să mă duc să repar și eu dintele ăsta. Am ajuns la zbâr, acum hai să vedem cu ce putem să-l ajutăm. Știu că Daniel planta ceva gardiu pe care îl avem aici. Ce faceți? Mamă, mamă, nu vă arăt pe vlog, băieți, o să urmeze vlog la zbâr pe canal dacă vreți să vedeți. Am cu ce să vă ajut? Da, da, da. Mamă, păi n-am lucrat în viața mea mecanică, cred că facem mult, bă, cineva. E Ionuț. Păi am venit să facem bani. Asta e misiunea noastră de astăzi. Treaba mea. M-am gândit, fii atent, că știi că mai devreme te-am ajutat să cari pământ. Am crezut că mai e de cărat pământ. Adevărat, de ce dragi n-ai filmat când ai cărat pământ? Nu m-a dus capul. Efectiv, cred că am cărat 200 de kg de pământ. Ține-a ajutat Robi. Da, din moment ce nu ne-a cerut bani pe asta, pui mei. Având în vedere că lucrăm la ceva proiect secret al lui Zbur, o să-l vedeți pe canalul lui exact despre ce e vorba. Ieri a postat primul clip din serie sau alte, nu știu, merge și vedeți. Vreau să vă arăt foarte multe chestii pe vlogul meu din ce facem, dar vă asigur că la final o să primim bani. Am două joburi aparent. Mecanic, văz de la Daniel și sunt și cameraman. Ajutor de mecanic și sunt și cameraman. La cameraman nu m-am gândit, s-a gândit Zbur. O să-l taxe și aici. Bă, cât e ora de muncă la noi? Discutăm la sfârșit de tot, când terminăm toată treaba, că vă dați seama că de banii de dau trebuie să-l și țin aici, nu? Uite așa, Robin, vrei bani acum, nu? Cât zici tu că valorează munca ta de aici? 20 de lei. Mă gândeam la 80 de lei, că mai și filmăm. 80? Am un pariu pentru tine. Facem piatră, farfecă, hârtie, una din una. Dacă câștigi tu, îți dau dublu, 160 de lei. Dar dacă pierzi, nu-ți mai dau niciun ban. Nu te riscă. Nu! Nu te riscă. Dacă facem vrei, noi curat și ne dai pe curățenie. Îți dăm apă. Un bag de apă e în porbagaj. Mamă, știi, sticle mari. Bun! Pa, zbâr, pa, Daniel. Mă, o să-mi fie greu să-l car, nu-l rupe. Nu să fie greu să-l car, eu. Mă, atât merităm, decât deloc. Ce mai lăsăm să fac piatră farfecă? Ești prost? Faci cu el pe 20 de lei? Sau o sticlă de apă? Dai înapoi dacă câștig. Da, no! Ba, da, mă, hai. Ori mai luăm una în plus, ori ție. Bine, adevărat. Vă vezi că la mine a dat farfecă? Hai că vă dau pe... Hai, mai adu un... Hai, eu cred că ne mai dai un bidon de apă, da? Hai, nu! Prost! Mamă, și caldă. Ba, dar ce faci? Ai treabă să ne dai? Da. Pe bune? Da. Ce facem? Normal nu voiam să mergem la prietenii noștri, dar din câte ați văzut, azi am luat două sticle de apă pe care o să le vindem, adică una, că din una bea asta. Hai, 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 să mergem. Mamă, ia uite-mă că am găsit. Să-mi iei din mașină geamantanu. Ok. Duci pe terasă și să iei de pe terasă gunoiul. Lași o bidonul de apă aici. Asta mare e de luat. E de să-mi rup eu spate, mai bine și-l rup pe altul. Mamă, pa. Altul poți să-l lași pe jos. Are roți. Mamă, o să ți rup spatele. Deci am zis că poți să duci pe rost, dar e problema ta că l-ai dus pe sus. Păi da, dacă se strica fix la mine roata, ce făceam? Că nu-mi bani să te plătesc. Hai zi-mi, bine, ce vrei să facă Robi astăzi? Prima oară poți să arunci ăsta. Mai vin și o dată cu tine până la mașină. Adu-o. Oh. Era doar mașina lui în joc. Las că mă descurc eu cu astea, mulțumesc foarte frumos. Atât. A, vrei bani? Nu mai face nimeni nimic pe degeaba. Yeah. N-am luat de 50 ani. Păi, nu știu cum să reacționez la bani așa. Hai să facem ceva cu ei. Poți să ne cumpere apă. Da, două boxuri de apă. Păstrează restul. Da, nu e o frate. Mamă, dar tu dai. 50 de lei. Hai să rugăm pe Madalin să găm apa la el în frigider. Bă, nu mai bine nici când n-am avut apă și... Nu mai bine, nu mai răspunde la telefon. Hai să plecăm. Ce facem cu ăștia? Bă, nu știu, cred că ne ajung să supraviețuim toată ziua. Nu, că vreau mai mult. Ai vrea să-ți faci și dinții? Mă, dar o să de o săptămână. Robi, cum ajungem? Unde ajungem? La spălătorie. Eu m-am gândit că dacă tot am făcut rost de 50 de lei, noi nu o să ne mai întoarcem și o să-i păstrăm. Și acum nu trebuie să ne bucurăm și noi de banii ăștia 50 de lei, să bem și noi o apă, să înfulecăm și noi un sandwich, că nu mai putem de foame. Abi
abia ai mâncat un sandwich. Eu bă, foame nu am băut doar apă și n-am mâncat nimic azi. Și eu am muncit și mai mult decât tine. Bă, vreau să mănânc, mi-e foame. Dar ce facem cu ei? Dar sunt foarte zgârcit cu banii, că am zis că poate băgă și poate chiar repart dintele astea. Nu-ți plac banii, trebuie să facem ca și ca mai mult. Nu știu, hai să mâncăm ceva bine, mă, să mâncăm. Să fac 4 milioane. Cât e un sandwich cu pui? 30 de lei. Ah, sunt două. Ne luăm? Da. Am luat un sandwich în două persoane. Bă, ia mă și mie un Pepsi, te rog, rog. E 9 lei. Lăsăm 50 de lei și o plecăm de la zero, pornim de la zero. Cu două sticle de apă, ajungem și Mackey. Bine, mă. Asta e pentru motivație, da. Părțim Pepsi. Deci am să aminte, n-am plătit factura la net. Ia zi, mă. Zice lumea de noi că suntem amărâți, dar chiar așa suntem, ce vrei să faci? Hai, pe care îl vrei? Ăla mai mare. Poftă bună. Hai de mă, mulțumesc. Gata, băieți, am și mai mâncat. Mai avem niciun ban. Trebuie să ajungem la spălătorie. Știi care e plusul nostru până acum, nu? Am mâncat și că am băut și noi o apă. Să spargem fundația asta de aici, că lumea aruncă bani în fundație, nu știu dacă știți. Am văzut la Dorian Popa. Am ajuns și la spălătorie, băieți, acum trebuie să așteptăm oamenii să vină ca să le putem spăla mașina. Poate scapă și mie 50 lei. Hai să așteptăm oameni să spălăm și noi mașina, dar n-aș vrea totuși să spăl cine știe ce mașini scumpe, că sunt atât de îndemânatic. Ne-a spus Monica că lângă noi este ceva, Next Grill. O să-i rog să mă lase să-i ajut și poate mai capuc și de acolo câte ceva, cine știe. Voi nu lucrați așa cum lucrez eu, că nu e neapărat corect, dar vreau să încerc să fac bani. Voi să lucrați pe acte. Am venit aici într-un loc unde sunt două benzinării, pentru că dacă se vine cineva la benzinăria aia, noi repede să ridicăm, deci mergem și spălăm acolo. Bagă și tu degetul aici, adevărat. Bagă. Ah! Avem în spatele meu un Audi A5, cred că e, nu? A4. Am vorbit cu proprietarul, a zis că se bagă, doar că nu vrea să apară. Doar că nu se audă, dar super. Fumă! A vorbit tare din prima, numai. Foarte greu. Nu trebuie să o fie frică să muncim, de adevărat. Dar fiind faptul că nu a vrut să apară în vlog, o să facem cadrul așa mai pe șustache. Mersi foarte mult și apreciez maxim. E frumos în sac. Suntem de ceva timp aici, băieții ăștia care spală mașinile nu au terminat, dar nu prea mai are sens că unul dă cu curpașul o busucă. Apare nu prea vin oameni la spălătorile unde suntem, așa că mergem aici vis-a-vis la Next Grill ca să nu pierdem bani și timp, care timp înseamnă bani. Vedem ce putem face acolo și ne întoarcem la spălătorie și puțin mai pe seară. Băieți, am venit la Next Grill, puteam să jur că să putem să îi ajutăm aici. Vorbim cu băieții și aparent e ceva treabă de făcut, am înțeles că am și venit la fix. Așa că hai să nu mai le nevim și să punem mâna la muncă și poate eu nu-ți pui și tu mâna la muncă, nu doar eu. Cu ce încep, băieți? Suflă mult. Astea de doctor, de latex, se prinde deget. Marianne, să curăț cartofi. Avem și un curățător de cartofi și asta e foarte bine. Numărul 1, stai, nu știu unde pun cojile. Cred că aici o să pun cojile și în dreapta o să pun cartofi făcuți. Păi bine că stai ascuțit și nu-i ca la mama acasă, că bă, are mama un curățător de cartofi. Bă, prost rău de tot, m-am tăiat în el de o grămadă de ori. După aia nu mai era ascuțit, mă chinuiam să tai cartofi. Și mama nici nu-mi dădea bani să fac asta și mereu când mergeam în bucătărie, întreba pe mama, mama, te ajut. Stai, mă, băi, păi tu e curățător și mai e rău. Da, mă, e la ce? Când eram mic, mai mergeam la mama în bucătărie, că vedeam că face cartofi, bă, cartofi numărul 1. Poți să mănânci cu ce vrei, când vrei. O vedeam mama și mereu îmi zicea, Robi, curățești un cartof. Și nici mama, cu ce o să mă aștept vreodată în viață să curăț cartofi? Bă, uite că aparent, în lumii relativ repede. Din postul agri, oamenii de aici curățau 10. Gata, primul cartof e gata, băieți. Revenim când îi curățăm pe toți. Bă, nu mai pot, am curățat aproape toți cartofii, mai am unul singur. Hai să vă arăt ceva, am primit și clientul ăsta. În caz că sunteți curioși să le accesați site-ul băieților, www.nextgrill.ro, dacă sunteți interesați. Și să vedem cu ce mai așteptăm pe băieți, că aparent am terminat cartofii. A fost să luăm și o comandă, oamenii care au comandat n-au vrut să apară pe vlog, dar avem aici comanda lor. 4 mici, un meniu cărnăcior și o ceafă. Nu știu să gătesc, astea probabil să stea cineva lângă mine ca să se asigure că mâncarea e bună și să nu avem plângeri după. Așa că hai să mergem la grătar. O să-i întreb dacă pot să spăl și vasele și cam asta facem la locația asta. Hai să facem lucru, iată, ia și ceapa asta și patul tău. Pune unul cu ea fără frică, că nu mușcă. Fără frică, mă. Păi dacă o rup. Asta e ideea, nu o rup, nu o rup, asta e ideea, să o întinzi un pic. Nu lași un ghilem din prin ea. Am vrut înainte. Și acum doar eu și-o pun pe grătar, nu? Fac condimentul să faci pe aia. Fără frică. Bun, întinde-l un pic. Hai să știți că ne-am spălat pe mâini înainte. Nu-i nimic neigienic aici. Pune-i pe o partea cealaltă, te rog. Mă gândeam că facem economie. De folosit tot pare de pe partea alătă sau și mai avem eu pe mâini. Gata, nu? Perfect, poți să o pui pe grătar acum, pe partea dreaptă, unde e mai incendiu. Aici? Chiar la început. Chiar acolo, da. Fii atent, call Gami on FaceTime. Hai că toți îl știm pe Gami, grătarangiu. Să-i arătăm aici ce face. Și mai sunt cărnăcior, nu? Cărnăcior se pun la final pentru că se fac repede. Gami, dacă vezi vlogul ăsta, zi-mă adevărat. Mă pricep și eu, am făcut cum trebuie sau n-am făcut. Hai că trebuie să întoarcem ceafa. Ia să vedem. Mamă, ce mici am învățat că trebuie să-i dau așa. Hop. Știe, mă. Hop. Hop, mă simt bucătar, aș putea să lucrez în bucătărie, nu? Îți dau postul meu, îmi dai eu demisie. Dacă trebuie să punem cărnăciori, fiți atenți că știu scheme de-astea de grătarangiu. Așa parcă. Vede după mine că îmi place grătarul. La servit nu vreau să mă bag, că e greu să mă descurc eu să fac asta, că am prieten care lucrează ca ospătar și văd 10 farfurii pe mână, nu înțeleg nimic. Uitați cum arată carnea asta.
Dacă nici asta nu-i făcută bine, nu știu ce mai e făcut bine. Tu ești bine făcut. Te pup. Vrei să nu duc cu noi? Nu, dacă vrei tu să te filmezi neapărat cu asta. Da, vreau. Băieți, cu tipă, băieți. A rupt Robi pe aici, a făcut azi. Dacă se rupe sacul, poate. Ar fi nașpa. Gata, mă, mergem, ne spălăm pe mâini, mergem, spălăm vasele și facem bani. Am primit și complimente, deci fiți atenți, după ce o să fim plătiți, poate vorbim și noi cu șef, cu bă, am făcut treabă, am făcut grătar, am îmbrățat cartofi, spălăm vase, am dus gură. Poate ciupim și noi ceva din tipsul ăla. Hai înăuntru la vase. Spălăm repede aici niște vase și le spălăm bine. Nu spălăm vasele superficial, trebuie să plecăm bine aici, că mamă, din farfuria asta nu mănâncă un singur om de fiecare dată. Deci trebuie să ne asigurăm că totul e curat și frumos. Iarăși a durat destul de mult să se întâmple tot ce vedeți aici. Recunosc că am fost și ajutat, nu vreau să vă mint aici, sunt transparent cu toată lumea. Dar mai avem o singură farfurie de spălat și cred că ne-am terminat treaba. Aici v-am zis că la servitul clienților nu mă bacă, sunt destul de neîndemânatic și e că o să scap farfuria aia, o să se ducă mâncarea pe jos, după aia clientul o să trească să aștepte și nu vrem asta. Termin de spălat farfuria asta, mergem, vorbim cu patronul locației și plecăm de aici. Am terminat, mai e ceva de făcut pentru noi. Cam asta a fost tot, felicitări. V-ați câștigat existența. Vezi că-i bine! Și vă mai așteptăm de la noi. Dar nu să muncim, vrem să mâncăm data viitoare. Cu mare drag. Ne-a făcut plăcere, mulțumim frumos. Seara bună. Seara frumoasă. Cum a fost, mă? Chiar n-ai muncit. Tu doar mai filmat pe mine. Cred că eu supraviețuiesc, sper. Da, te mai ești pe tine. Acum nu cred că mai are sens să spălăm mașini, pentru că ați văzut și voi că nu se aude când încerc să spăl o mașină. De asta am spălat și una, dar de acolo am păcălit 10 lei. De aici am păcălit 100 de lei și taful de aici, numărul 1. Am vorbit și cu patronul de aici, a zis că încurajează munca pentru tineret, așa că băieți și fete, să nu vă fie rușine să munciți, că munca e frumoasă. Deci momentan avem un total de 110 lei. Dar avem două bidoane de la zbârle, no, lăsăm afară ca să nu plătim curentul, că s-a scumpit curentul și o bem mâine rece. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like, neapărat abonați-vă canalului, pentru că așa mă ajutați pe mine foarte mult. Hai să încurajăm munca. Nu știu, bă, nu vreau să fiu cringe. Ok, dați-mi și un follow pe Instagram, pentru că fac un concurs cine ajunge primul la 50.000 de followeri dintre mine și Sike, și noi ne auzim la vlogul viitor. Pa! Money light, I'm a